proiecte europene de resurse umane, în același timp mai mi-am creat și o firmă de consultanță cu niște colegi din diverse programe operaționale care va începe să lucreze probabil din luna aprilie-mai. Mai țin legătura cu mediul de afaceri din Bistrița, cu Camera de Comerț, cu alții și îi mai reprezint în diverse locuri prin București. Adică faceți lobby? Nu lobby, că lobby făceam când aveam o funcție oficială, acum fac business. Apropo, Aline, aminti de cuvântul ăsta lobby. În America, la noi în România se traduce trafic de influență. La noi, bine, dar stai puțin, dacă procurorul DNA pricep chestia asta, le-a succes. Că nu există oameni care scoși acum la toți. Traficul de influență e la motiv ca și capăt de acuzare. La noi, în America, lobby-ul e legiferat. La asta știu că... La noi nu e. Mielul Turc, la o discuție mi-a explicat care e chestia cu lobby, cu... Așa, deci dumneavoastră, practic, lobby faceți. Fac și lobby, fac tot ce e nevoie. Fac tot ce e nevoie ca să meargă lucrurile bine, da. Și acum stați liberalismul acum? V-ați mai muiat? V-ați mai... candidat la ceva funcție. Așa, apropo, la congres v-am văzut pe listă care nu a ieșit. Adică pe lista domnului Ludovic. Orban. Da. N-a ieșit lista. N-a ieșit. Vicepreședinte, era stare dacă ieșeați. Ei, a fost o încercare. Cum v-a convins Ludovic să candideze? Organizația Bistrița are raporturi foarte bune cu Ludovic Orban și cu Crin Antonescu, de altfel foarte bune, cum și eu am raporturi foarte bune și cu Crin Antonescu și cu Ludovic Orban. Și când s-a pus problema formei de alegere a conducerii centrale a partidului uninominal sau pe liste, o parte din noi am fost pentru ideea alegerii uninominale, printre care și eu, și am și votat în sensul acesta la congres pentru votul uninominal, adică împotriva votului pe listă. Pe lista lui Crin Antonescu. Exact. Da. Și pentru că eu îmi susțin punctele de vedere și am curajul să mi le susțin în orice situație, la propunerea lui Ludovic Orban am acceptat să candidez pe lista lui. Șansele noastre nu erau cele mai mari, dar nu erau chiar de neglijat. Cu toate că lista lui Crin Antonescu a fost făcută la început cu persoanele cele mai cunoscute din PNL, cu mulți lideri de organizații locale, județene, care aveau și foarte mulți delegați la congres, dar eu m-am simțit onorat să candidez chiar împotriva lui Crin Antonescu, pentru că în felul acesta am demonstrat și noi că în PNL există democrație, deși alegerea pe listă a însemnat oarecum un moment de mai puțină democrație în partid, dar lucrurile sunt bune. Acum echipa care a ieșit este o echipă bună. Și a noastră, dacă ieșea, nu era rea. Dar nu vă tai nimeni capul, nu dacă... Dar nu mă las să-mi fie tăiat capul. De ce să-mi tăie cineva capul? Bă, nu, s-a supărat Crin, că știți cum e. Nu se supără Crin. Când cineva... Crin este de felul lui un om generos, dar când și câștigi, trebuie să fii și mai generos. Din potrivă, poate că o să mă aprecieze mai mult și poate să mă promoveze într-o viitoare guvernare, ce mai știi. Interesant ce spuneți, nu? Sigur că da. Și curajul este o calitate umană pe care puțin îl au. Cu puțin o au puțin, calitatea, da, aceasta. Puțin, da, au această calitate. Da. Bun, Ricky, eu să te întreb legat de PNL și legat de faptul că domnul Bindea a candidat contra lui Crin Antonescu. Nu am candidat contra lui Crin Antonescu, am candidat contra pe listă. Contra listă lui Crin Antonescu, da, a fost asta. Cum se poate traduce asta de la Bistrița? Adică... Eu, cum spunea și domnul, mi se pare normal și nu trebuie după o asemenea chestiune să înceapă vânătoare de vrăjitoare. Și văd că la PNL nu s-a întâmplat un asemenea lucru. Pentru că, eu vă spun, eu provin în mediul militar și în armată există democrație, chiar în mediul de unde am venit. Pentru că și acolo vorbesc mai mulți, dar până la urmă persoana care e îndrituită, ea trage concluziile și ia hotărârea.
și în partide mi se pare că e normal să fie așa. Faptul că ați candidat împotriva listei nu e nicio crimă. Și eu cred că din chestia asta Crin Antonescu cred că apreciază că sunt oameni și cu spinarea dreaptă, nu cei care numai... Da, iar la prezentarea listei făcute de Ludovic Orban, Ludovic Orban a vorbit destul de frumos despre Bistrița Năsăud și de reprezentantul Bistrița Năsăud pe lista lui, adică de mine. Da, știu că a vorbit, l-am auzit la prezentare, sunt onorat să l-am pe domnul Valevindea pe lista mea. Cea de genul ăsta a spus. Da, și a vorbit despre calitățile mele cu fonduri de pregătirea mea. Da, dar vedeți că acum Ludovic Orban nu mai este nici prin vicepreședinte, a rămas undeva la vicepreședinte la Camera, deci cam a ieșit din contextul puterii în PNL. A rămas lista lui Crin cu Radu Stroie, cu... O listă foarte bună. Este foarte bună, sunteți de acord cu ea, nu? Că absolut. Asta e viața. Da, eu sunt de acord cu toți de pe lista aceea, că pe toții îi cunosc. 99% pe toții din aceștia îi cunosc și am avut raporturi bune cu ei și o să am în continuare. Bun, a fost secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vreau să vă întreb, așa, începând să discutăm puțin, cum vedeți, zicem, raporturile dintre Șeitan și doamna Câmpeanu, ca să nu mă duc mai departe. Raporturile dintre Șeitan și doamna Câmpeanu sunt unele bune, pentru că atât Șeitan cât și doamna Câmpeanu au fost președinții ai Casei Naționale de Pensii. Deci au un punct comun în bibliografia lor. În afară de asta, și eu am raporturi foarte bune cu domnul Șeitan, pentru că am fost colegi. El, în calitate de președinte al Casei de Pensii, avea rang de secretar de stat, eu fiind secretar de stat în Ministerul Muncii, și am colaborat foarte bine cu dânsul. Acum, sigur că atunci când a fost președinte al Casei de Pensii, viața dânsului a fost mai frumoasă, pentru că era o guvernare liberală performantă. Acum, când este ministru, viața e mai grea și mai apăsată, pentru că este o guvernare democrată dezastruoasă. Și criza Dunăre. Criza e criză, da. Criza este și capul guvernanților foarte mult. Aici ai problema, știți? Criza este, într-adevăr. Dar criza este și în alte țări care și-au cam revenit. Și altfel văd lucrurile. Bun, dumneavoastră v-ați început și la pensie. Ați lucrat mult pe proiecte. Vreau să vă întreb, astăzi în conferință ați prezentat niște lucruri legate de pensii, credeți că există soluție pentru ce se întâmplă la ora actuală? Pentru că vreau să vă spun, am senzația că mergem spre un haos total generalizat. Din haos, Doamne, am apărut și m-aș întoarce în haos. M-am născut, mi-e sete de repaus, a zis Eminescu. Dar problema cu haosul acesta de care noastră vorbiți este destul de ușor de observat. Este haos, este lipsă de atitudine și de măsură contra efectelor negative ale crizei. Iar problema asistenței sociale, problema pensiilor, problema salariilor, problema infrastructurii și, în general, problema alimentării bugetului cu fonduri ține de dezvoltarea economică. Și aici suntem noi într-o mare problemă, pentru că statul, guvernul, nu susține mediul de afaceri. Eu simt acum, eu sunt de partea cealaltă baricadă, văd, ca să vă dau exemplu cu fondurile europene. Unde lucrez eu acum? Acum sunt de partea asta altă. Când am fost secretar de stat și am coordonat Departamentul de Afaceri Europene și Relații Internaționale, aveam și autoritatea de management în coordonare, care gestionează cele 4,3 miliarde de euro de care s-a povestit cu o nouă doamnă directoare. Problema este că această structură nouă încă n-a reușit să își intre bine în atribuțiuni, chiar dacă o parte din activități au fost externalizate, mă refer la activitatea